Viața copilei s-a schimbat radical în 2014, când a fost adusă mai mult moartă decât vie la spital de către mama sa. Fetița a fost adoptată chiar de către medicul care a îngrijit-o până când și-a revenit complet. Cazul Florentinei, copila care în 2014 a ajuns la spital în comă, a impresionat o țară întreagă. Medicii nu mai văzuseră așa ceva. Fetița arăta ca un bebeluș din cauza subnutriției severe, deși avea 5 ani. Copila a fost adoptată de unul dintre medicii din Iași care a îngrijit-o pe perioada spitalizării și se bucură acum de iubirea acestora, dar și a celor doi frați gemeni din familie. Flori este acum o mică domnișoară. Pentru toate clipele grele prin care a trecut, soarta a răsplătit-o cu o familie de la care primește doar iubire. Micuța care obișnuia să-mi spună tata, este acum un copil frumos, vesel, inteligent și energic. Declara pentru vremea nouă medicul care a decis să o adopte. A fost o întreagă luptă juridică pentru că aproape doi ani tatăl biologic al fetei s-a opus adopției. După câțiva ani, părinții adoptivi au decis să îi povestească prin ce a trecut în primii ani de viață. Medicul i-a arătat fotografiile înfiorătoare în care se vedea cât de slabă și neîngrijită era ca să nu afle de la altcineva sau de pe internet ce îi se întâmplase. Fetița a plâns când și-a aflat povestea, dar a fost consolată de părinți care au reușit în cele din urmă să o liniștească. Au început să plângă când s-a văzut în poze, dar s-a liniștit apoi. A început să plângă destul de tare, dar am luat-o în brațe și am ieșit cu ea în oraș, a relatat tatăl adoptiv al copilei, potrivit vremea nouă. Florentina provine dintr-o familie săracă din comuna Vasluiană Pușcaș și a șocat opinia publică atunci când în spațiul public au apărut fotografii cu ea arătând ca un bebeluș, deși avea 5 ani la acea vreme De amintit este că mama copilei a decis să o ducă la spital abia după ce a constatat că nu mai dă semne de viață. Am de zile o înfometase, hrănind o doar cu pufuleți și cu ceai. Când am ajuns la spital, medicii au constatat faptul că fetița intrase în comă. A fost readusă la viață, dar era pe jumătate paralizată din cauza subnutriției. Ca să o recupereze, medicii au luat decizia de a o interna la clinica de gastroenterologie a Spitalului de Copii din Iași. Timp de șase luni, fetița a fost fost îngrijită intensiv, iar treptat a început să își revină. A început să ia în greutate, a învățat să vorbească, iar la externare ar fi trebuit să ajungă într-un centru de plasament pentru copii cu nevoi speciale din Bârlad, dar unul dintre medicii care a îngrijit-o nu a vrut să audă de așa ceva, relatează adevărul.ro.